Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Astăzi vom parcurge împreună lecția Poligoane regulate. Un poligon convex cu toate laturile congruente și toate unghiurile egale se numește poligon regulat. Poligon regulat cu 6 laturi este hexagonul regulat, poligon regulat cu 4 laturi este pătratul, poligon regulat cu 3 laturi este triunghiul echilateral. Aici avem făcut un tabel cu formulele aferente fiecărui poligon în parte, hexagonul. În hexagon, latura este egală cu raza. Dacă ar fi să desenăm hexagonul, trebuie să venim să facem un cerc și să trasăm cu apă compasului 6 arce cu aceeași deschidere ca și raza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și apoi le unim pe toate. Și am obținut un hexagon regulat. Aici ar fi OA și în hexagonul regulat raza este egală cu latura. Apotema hexagonului va fi OM și este egală cu raza radical din 3 pe 2 sau apotema aceasta se mai poate scrie A6 egal cu L radical din 3 pe 2, deoarece latura este egală cu raza, iar aria hexagonului va fi egală cu 3L la a doua radical din 3 pe 2 sau 3R la a doua radical din 3 pe 2. Apoi, la pătrat. Pătratul are latura egală cu raza radical din 2. Pentru a desena un poligon regulat înscris în cerc, vom face pătratul, îi ducem diagonalele, iar apoi aici vom pune acul compasului și vom trasa cercul aferent. Trebuie să avem grijă ca vârfurile pătratului să atingă fix cercul și va fi A, B, C, D. Aici e O, OA, OB, OC și OD sunt raze, OM este apotema. Apotema este R radical din 2 supra 2 sau apotema pătratului în funcție de latură A4 este egală cu L pe 2. Raza pătratului în funcție de latură este R radical din 2 pe 2, iar aria este egală cu L la a doua sau în funcție de rază 2R pătrat. Iar în triunghiul echilateral, latura este egală cu R radical din 3, apotema R pe 2, aria 3R la a doua radical din 3 pe 4. Pentru a desena un triunghi înscris în cerc, vom face exact ca la hexagon. Desenăm cercul, trasăm arcele, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și unim sărind peste câte unul. Unim acesta cu acesta, acesta cu acesta și acesta cu acesta. Aici va fi O, OM, A, B, C. OM este apotema, OA, OB și OC sunt razele. Apoi putem să mai scriem formulele în funcție de latură în triunghiul echilateral. Raza este egală cu L radical din 3 pe 3. Apotema este L radical din 3 pe 6. Iar aria, latura la a doua radical din 3 pe 4. Iar acum, haideți să facem împreună un exemplu. Avem un triunghi echilateral în care cunoaștem faptul că raza este egală cu 6 cm și trebuie să aflăm apotemă, latură, arie și perimetru. Vom începe prin a face desenul. Am făcut un cerc. Punem O centru cercului. Trasăm arcele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unim sărind peste câte unul. Și avem triunghiul A, B, C. O, A, O, B,
O ce? Cunoaștem faptul că raza e 6 și vom scrie demonstrație. Formula razei este radical între P3. Putem alege orice formulă, în funcție de cum ne este favorabil sau cum ne este la îndemână. Eu am ales să aflu mai întâi latura. Raza știm că este 6 și va fi 6 egal cu L radical între P3. Rezultă, facem produsul pe diagonală și vom avea L radical între egal cu 18, L egal cu 18 sub radical din 3, raționalizăm cu radical din 3 și va fi 18 radical din 3 pe 3, adică 6 radical din 3. Deci înseamnă că L mic, latura este egală cu 6 radical din 3 centimetri. Acum, haideți să aflăm apotema. Este egală cu L radical din 3 pe 6, adică 6 radical din 3 cu radical din 3 pe 6, simplificăm 6 cu 6, ne va da radical din 9, adică 3 cm. Aria, L la a doua radical din 3 pe 4, adică 6 radical din 3, totul la a doua, radical din 3 pe 4, 36 ori 3, radical din 3 pe 4, 4 se simplifică cu 36 și ne dă 9 și va fi 27 radical din 3 cm pătrați, iar perimetrul este 3 ori L, adică 3 ori 6 radical din 3, adică 18 radical din 3 cm. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!